Bună, bună tuturor! Eu sunt Florentina Ghilencea de la Micul Patiser și astăzi m-am întâlnit cu Mioara, care a participat la ediția a doua a cursului Călătoria către Macaron Perfect. Am vrut să ne întâlnim astăzi, să o povestim un pic așa cum a fost experiența ultimului an, pentru că ea a participat la cursul meu acum un an. Iată că a trecut aproape un an și s-au schimbat multe de atunci. Mulțumesc, Mioara, că ai vrut să ne vedem, să povestim puțin. Chiar mi-a fost dor să vă revăd. Mă bucur. Chiar toți colegii care au fost în al doilea curs de macaroni, chiar mi-e foarte dor. Chiar trebuia să facem o reuniune Să cu facem o toți. reuniune, nu Da, e o idee o rea. reuniune. Ok, bine, am reținut recomandarea ta și o să o pun în practică. Vreau să-mi povestești așa un pic despre cum ai început tu, cum te-ai decis să vii la curs, care a fost așa primul impact când ai văzut cursul. Primul impact, când l-am văzut pe Facebook, l-am văzut prima oară și am zis, vreau să încerc, dar am intrat cu o inimă închisă pentru că nu prea credeam în cursurile online de la distanță că o să iasă și o să facă și o să... Pentru că am stricat foarte, foarte multe produse după rețete după internet care era într-adevăr, care nu mi-au ieșit niciodată. De... Chiar a dat rezultat și chiar vă mulțumesc pentru că prima seară mi-a aminte după primul curs, prima lecție, după ce am terminat, m-am luat bucătărie și m-am apucat să fac. Îmi aduc aminte că a doua zi v-am pus poză și am început să dansez în casă de bucurie. Am ieșit se faimosul piciorul. Pe urmă am avut problema cu moțul, care nu e moțul, vă aduc aminte că făceam moțuri. Acum, însă aproape de perfect, nu perfect, perfect, perfect pentru mine. Și pentru cine degustă și cremele foarte bune. Da. Eu sunt convinsă că sunt perfecți, pentru că, până la urmă, perfecțiunea stă în gustul pe Da. care îl experimentează. Dacă perfecțiunea nu există, perfecțiunea trebuie căutată ca să iasă perfecțiunea. Dar pentru mine, prima oară am făcut, când am început cursul pentru casă. Soțul și băiatul au mâncat. Deci acum dacă îi vede, nu mai vor. Nu mai vor. Mă pune când mă vede că fac pentru prieteni, pentru familiari, pentru... Zic, vreți? Nu. Sau, atât de mult și atât de mult le-au plăcut, încât... A ajuns la saturație. Da. Da, Super. foarte, foarte bine. Înainte de curs, zi-mi așa ceva despre tine. Înainte de curs, eu, până să încep cursul, să vă cunosc, profesia mea e de bucătăreasă și îmi place să fac dulciuri și de înainte, nu... Și am încercat cam de vreo 3 ani să fac, că tot îmi spunea băiatul și vedeam pe aici cu magazine, dar nu i-am probat niciodată. Tu Și ești zic, în am dat. Spania, da, să zicem, că Da, în n-am... Spania, da, Așa. Spania, în magazin în Spania. Și zic, dar nu-i fac eu, cum făceam toate, făceam cozonac, făceam, dar nu fac eu și să știu, foarte greu. Am aruncat și plângeam și odată am pus și poză, chiar se pare pe la început, am pus cu cei care făceam eu înainte și cei de acum. Și odată făcusem eclere și v-am spus, n-aveam cremă și am umplut cu crema de la eclere ca să nu-i arunc la gunoi, că deja ea nu mai putea să mai arunc atâta produs la... Și am făcut și îi mâncat de dimineață cu lapte, cu... Da, ca să nu mai arunc. Da, și soțul mereu îmi făcea, dacă nu-ți iese, nu-mi mai face. Zic, nu, trebuie să iasă, nu, eu trebuie să-i fac. Da. Pentru că erau, și într-adevăr, sunt foarte căutați în macaron, știi? La chinaru, la petrece, la... Da. La Super. aperitive, la... Aici, se spune, la meriendă. Nu știu cum în țară, cum ar fi... Ce fel de petrecere? La ce fel de petrecere te referi? Nu La știu. cele... Deci, eu, la petreceri, înainte de a... Cu șampania, când se bea cu șampania, se mănâncă... Ah, ok. În loc de piscot, zici tu. Da, în locuri de piscoturi, cum e, se dădeau înainte piscoturile, acum sunt macaroni. La Da. nunți? La nunți? Așa se face? Sau la petreceri Nu, obișnuite, la de aniversare? petreceri obișnuite, la cum cer prietenii mei care îmi cer, da.
Care a fost așa impactul după ce ai învățat să-i faci? Na, a fost experiența cursului în care chiar ai exersat, adică tu chiar ai fost conștiincioasă și ți-ai făcut temele. Da, pe asta i-am făcut în fiecare săptămână, făceam temele. Veneam de la muncă seara și spuneam la soțul, zic, eu nu mă culp până nu mă duc să-mi fac temele, pentru că trebuie să fac temele. Și veneam de la muncă și el făcea, dar nu mai, dar du-te și odihnește-te, că chiar nu mai pot, nu mai, trebuie să mă duc să-mi fac temele. Și era de multe ori care, într-adevăr, că am văzut că aveți cursante care cam se descurajează de a încerca. Și asta nu este, e trebuie să încerci, nu trebuie să-și piardă încrederea de sine, pentru că eu am aruncat la început și până la urmă am făcut, pentru că am vrut într-adevăr să-mi iasă și trebuie să ai încredere în tine că poți să faci lucrul. Și iese, până la urmă iese cum îți dorești tu și cum vrei tu și îți bucuri familia, îți bucuri copiii, la zile de onomastică, la petrece, la... Deci eu am dat peste tot, de câte ori făceam temele, dădeam la toată lumea ca să-i probeze. Și chiar au fost foarte buni, foarte buni. Deci multă lume mi-au spus că n-au mâncat atât de buni macaruși. Eu nu v-am spus, eu până la dumneavoastră, eu nu i-am probat macaruși. Nu, niciodată. Îmi plăceau cum erau, pentru mine erau, vă spun drept, niște biscuiți în plus cu cremă. Era, așa știam eu. Dar într-adevăr foarte buni și foarte gustoși. Și știu că, cum ziceam, în timpul cursului tu ai fost conștiincioasă, ți-ai făcut temele, dar după, când ai început să dai, să oferi, cum mai zici și tu, prietenilor, cum au primit ei ideea că tu știi să faci macaron și totuși nu oricine poate să-i facă, dar cu perseverență se poate. Mulți chiar nu credea că i-am făcut eu. Ba da, eu i-am făcut, pentru că la început nu prea am spus la lume că fac un curs. Pentru că vreau să văd eu dacă mie într-adevăr îmi iese sau nu iese. Și până la urmă, toți prietenii au rămas așa și acum v-am zis, de multe ori îmi spune, dar nu mai faceți cel puțin la cea de mango și la cea de caise, toți au rămas impactați, pentru că e crema bună. Și nu, și mereu îmi spune, chiar am foarte mulți prieteni care îmi cer să mai fac. Da, dar acum nu mai fac cursul ca să mai fac teme, dacă vrei îl plătești. Normal, normal. Na. A fost doar pentru degustare la teme. A fost doar... Da, pentru că vă dați seama, fiecare săptămână, timp de 5 săptămâni, făceam, normal, cine mâncați macaroni și trebuia să mai dau și la... M-am mai dat și la vecine, mai dat și la prieteni, la ei mei în casă. Așa, tortul, care tortul a fost... un spectacol, deci multă lume nu, care n-au probat așa ceva, cum și eu, la fel, la rândul meu v-am zis că nu am probat și pentru mine erau niște biscuiți umpluți, atât, nu... Au fost foarte, foarte, foarte buni și chiar sunt foarte mulțumită de acest curs, pentru că v-am zis, am intrat cu inima închisă și am ieșit așa de bucuroasă în 5 săptămâni. Asta ți s-a datorat și ție, normal, faptului că eram acolo toate și vorbeam și discutam despre toate problemele și cum să le rezolvăm și pas cu pas s-au rezolvat până la final. Ce ziceai tu mai devreme, ideea e ca din fiecare încercare să nu te descurajezi și din fiecare încercare să înveți ceva și data viitoare să faci mai bine și să fii mai atentă la anumiți pași, că până la urmă totul ține de atenție. Da, și ține de atenție. Pe urmă sunt produsele care, într-adevăr, trebuie să ai produse bune. La început mie mi-eșea mai goi înăuntru pentru că foloseam o făină care o luam de la un magazin de naturale de aici. Și eram făina prea fină și... Nu știu, golul ăla dinăuntru, parcă nu se umplea, rămânea gol. Când am descoperit acel magazin care m-ați întrebat aseară și e foarte bună, foarte bună. De la Decora o cumpăr eu. Super. Și sunt foarte, chiar foarte mulțumită de acea făină. Eu numai acea făină o folosesc aici în Spania. N-am cerut Amazon, nu știu, chiar nu știu dacă aș încerca altă făină. V-a zis, am făcut prima oară cu acea făină. Acum, de când am descoperit-o aceasta care eu găsesc tot timpul acum să o cumpăr, nu am probleme. Nu trebuie uscată, nu, e chiar foarte bună. E important când îți găsești ingredientele să nu le mai schimbi. Asta este
cel mai important lucru, pentru că imediat ce schimbi un ingredient, nu știi dacă ceva se întâmplă, dacă e din cauza că ai schimbat ceva. Și atunci, dacă ai descoperit ingredientele potrivite, e bine să te ții de ele. Da, și coloranții, la fel, coloranții sunt un factor foarte important pentru macaron. La fel, am văzut că v-am arătat de multe ori, eu folosesc de la Decora și cel maro care l-am făcut ultima oară a fost pentru prima oară care l-am cumpărat și am zis, da, să încerc să vedem. Chiar am fost că am prins îndemânare și miese. Foarte frumos. Cred că țin de fiecare dată acum și de fapt da, asta înseamnă perseverență. Da, dar de câte ori fac vă pomenesc. De câte ori fac și mi-aduc aminte, v-am zis, prima seară. Deci, pentru mine, prima seară m-a impactat foarte mult. Deci, nu mai puteam de bucurie. V-a zis al meu fost să uita la mine și a, Doamne, dar ce s-a întâmplat? Da. Cei care poate se uită și nu sunt pasionați așa, deși mi-e greu să cred că se uită cineva la interviu și nu e pasionat de macaron, chiar poate se întreabă cum ai putea să ai astfel de reacție când îți iese un picioruș la un biscuite, cum ai zis tu. Da, cum v-am zis eu, da. Da, pentru că am plâns foarte mult înainte, pentru că mi era ciuda mea în mine, zic, dar cum nu pot să fac, zic, iese un biscuite din trei ingrediente, are făină, ou și migdale. Ascund în trei ingrediente, făină de migdale, albuș de ou și zahăr, nu poate să-mi iasă. Zic, nu, e posibil să nu-mi iasă. Și de multe ori aveam o ciudă în mine, așa, dar zic, nu mă las până nu fac și având în vedere dorința băiatului de a mânca, pentru mine a fost mai mare decât dorința mea să-mi iasă. Nu știu, am avut așa când îți vezi copilul fericit, parcă tu ești împlinită, nu știu. Și mi-a făcut pe cei de cacao, la fel, prima oară, probat și făcut. Deci a fost pentru mine chiar un impact foarte mare. Am fost foarte fericită, v-am zis, foarte, foarte fericită. Nu credeam vreodată că am să pot să fac. Vezi, e bine să nu te îndoiești de tine, că nu știi adevărul, da, ce rezultate poți să ai. Tine, da, să crezi în tine, că tu poți mai mult decât că poți. Și pentru tine a fost, adică cred asta, că e important să, cursul ăsta de grup e important în ideea în care sunt mai multe persoane care au același scop până la urmă și vor să învețe și se încurajează una pe alta. Asta cred că a contat, nu știu, asta poți să-mi spui tu dacă a contat pentru tine. Că pentru mine, da, pentru mine a contat foarte și a fost foarte... foarte activă cu noi în timpul când noi am pus o întrebare și nu ne-a ieșit, a fost acolo pentru noi. Pentru mine chiar a contat foarte mult, pentru că v-am zis, eu cunosc foarte multe prietene de ale mele care nu cred, într-adevăr, nu cred în cursurile online și eu când i-am spus că am făcut un curs online de macaron, n-au crezut. Zis, nu, chiar se poate, chiar se poate. Se poate, dar cu dorință și să crezi în tine. Niciodată nu o să-ți iasă din prima, pentru că perfect din prima niciodată nu o să iasă, dar cu timpul, cu experiența, iese. Poate ies dintr-un noroc, dar data viitoare, dacă nu ai același noroc și nu ai înțeles. Poate iese ca ai mei, cum au ieșit din prima, avea o crustă foarte gronjoasă, moț, dar avea o picioruș, care pe mine m-a bucurat foarte mult că mie nu mi-eșea piciorușul. Asta era problema mea mare, piciorușul, cum v-am zis de la bun început. Da. Contează foarte mult să ai și o motivație, cum ai zis și tu că ai vrut să faci pentru băiatul tău și contează foarte mult să ai o motivație și să vrei să reușești până la urmă, că degeaba țin eu cursul și sunt acolo și răspund la întrebări dacă tu nu ești și tu implicat. Și trebuie să încerci, să încerci foarte mult. Eu, ați văzut, eu folosesc, eu am luat foaie de teflon, cum a spus, și eu m-am obișnuit cu cea de silicon. Azi că eu niciodată nu... Pentru că pe cea de teflon, nu știu, ori n-am cumpărat-o eu bună, ori nu se vede, nu văd să fac... Da, circulețul. Fac pe cea de silicon și foarte multă lume spune că nu e. Depinde pe ce te înveți. Și depinde totdeauna și macaronajul și depinde totdeauna și produsele. Trebuie să ai produse de calitate ca să iasă. Și răbdarea, încrederea în tine. Adică, nu știu, pe mine asta m-a ajutat foarte mult. Deci eu, chiar dacă dumneavoastră a spus, puneți folie de teflon, nu?
Eu nu am folosit-o, păi a fost mai încăpățânată, că a zis, v-am spus și am și mi-am cumpărat, dar cum am văzut că e prea închisă și nu vedeam, zic, băi, zic, eu m-am învățat pe asta, zic, am să încerc pe asta, să fac în continuare. Și mi s-a dat mâna pe aceasta, am învățat la cuptor cum să-i cop timpul și rata și nu mai îmi dă probleme. Da. Da, știi că am vorbit și, na, eu recomand cu ulei de teflon pentru că pentru mine asta mi-a adus mie cele mai bune rezultate și rezultate constante, dar normal că este o recomandare, poți să folosești și alte folii de silicon, dar depinde și aici de ce folie folosești. Ideea este să-ți cunoști și cuptorul și să-l testezi și să vezi în funcție de ce suprafață de copt folosești, cum să folosești cuptorul, da, cât să coci, la ce temperatură și mai departe. E un proces până la urmă, nu prea poate da, să-ți iasă lucrurile peste am fapte așa. Am stat chiar jos lângă cuptor și mă uitam la temperatură să nu știu să nu coboare. Deci a fost și greu și ușor, dar până la urmă rezultatele sunt foarte... Acum ți se pare ușor? Acum da. Da. Asta zic. Acum chiar nu mai am probleme, v-am zis, nu, că nu mai se fac cum, mai mereu, dar îi fac. Asta vreau să zic, că tu faci și alte prăjituri, faci și torturi. Da. Și ai rămas totuși, faci în continuare și macaron. Ți se cer, ai... Da, foarte recomandați între prietenii mei și cunoscuții mei. Chiar foarte recomandații macaronșii și mi-i cer foarte mult. Numai că timpul nu prea dă, ca să fac poze mereu ca să pun acolo să vă arăt, dar când da, acolo n-am făcut, nu mai pun. Super. Ai așa, să zic, dacă te gândești în urmă, acum un an, cum erai acum un an când te-ai scris la curs și cum ești acum, ai fi văzut o evoluție așa... Ai fi crezut că poți să evoluezi și să ți se pară atât de simplu procesul acum? Adevărul că nu. V-am zis, nu, pentru că am încercat de 3 ani să-i fac și niciodată am luat rețete de pe internet, niciodată nu mi-au ieșit, n-au vrut, am parcurs toți pași, ce spunea, ce... Nu, niciodată, nu mi-au ieșit. Pentru că, cum v-am mai spus, lumea cere rețete, dar pașii și... toate chichițele, că la urmă... Detalii. La urmă au niște chichițe care trebuie să le cauți, să te adaptezi tu la... Chiar nu mă așteptam să evoluez atât într-un an de zile și să îi fac fără probleme. Nu, chiar nu. Asta e foarte important să te gândești, știi, chiar și la cei care încep acum, poate... acum studiază și n-au făcut niciodată și încă studiază procesul. E foarte important atunci când încerci prima dată sau a doua oară sau a treia oară să te compari cu tine și să nu te compari cu alții și de asta te-am și întrebat cum erai tu acum un an și cum ești acum, că până la urmă asta contează cel mai mult. Adevărul că e, da, adevărul așa este că nu trebuie să te compari, pentru că fiecare are potențialul lui. Eu am potențialul meu, cum alte cursante potențialele lor. Dar treaba e să nu renunți, să fii puternică și să crezi în tine într-adevăr că tu poți să faci. Chiar dacă dormi lângă cuptor acolo, zis, eu am stat lângă cuptor jos și mă uitam la tine, zic să nu coboare, să nu merg. Și până la urmă v-am zis cu timp, cu răbdare, cu încrederea mea în mine că pot să fac și mai ales dorința băiatului meu de a mânca macaroni. Deci m-a făcut mai ambițioasă decât eram eu. Și acum nu mai vrea să-i mănânce. Acum nu mai vrea. Ultima oară când i-am făcut păcii cu cremă de whisky și nucă, chiar i-am mâncat pe toți. I-a plăcut că erau cu puțin whisky. Erau creme noi. Deci trebuie să încerci creme noi. Da. Super. Ai de unde alegi oricum. Și dacă știe el, deci el de bucuria lui că am început să facem și să-i placă și asta, el stă lângă mine și el ca copil aproape știe toți pașii de făcut macaroni. Păi eu cred că poate să-i și facă dacă deja te urmărește. Da, adevărul că să știți că știe toate și când dădea în clasă, el stătea lângă mine aici, chiar dacă nu se vedea, el stătea lângă mine și soțul mereu deschidea ușa și ne vedea și râdea, zic, lasă că zic mine, până să vezi că face cu mine. Da. Eu am mai scris la un moment dat despre primul meu elev, care a fost soțul meu. Lui
am predat prima dată să văd dacă înțelege de la mine și dacă poate să facă și într-adevăr am avut succes chiar în prima încercare și asta mi-a dat și mie încredere că până la urmă pot să transmit informațiile astfel încât cineva să înțeleagă. Explicați așa de bine și nu știu, de să înțeleagă toată lumea, chiar dacă nu are cunoștințe în a face macaron sau în cofetărie sau cunoștințe, poți să n-ai cunoștințe deloc, dar la felul cum explicați, cum vorbiți, dulceața aia care o aveți așa, nu știu, te face mai ca să înveți. Mulțumesc! Eu n-am avut încredere, dar ați recăpătat încrederea în mine, așa mi-ați dat că da, pot într-adevăr să fac macarons. Suportul, într-adevăr, cred că este foarte important și mă bucur. Mă bucur că spui asta și mulțumesc. Chiar un suport foarte, foarte, foarte bun. Da. Acum... Dar aveți un povesti și dulceața care o aveți așa, nu știu, dă așa o căldură care, într-adevăr, Se transmite chiar dacă nu ne-am văzut niciodată față în față, ci doar online. Chiar le-aș dori să vă văd, că eu de fel sunt din Oltenița, dar sunt măritată în Pecuci și chiar mi-aș dori să vă văd odată la București. Chiar super, mi-aș dori. Te aștept. Când vii, îmi dai de veste și ne vedem. Da, chiar mi-aș dori foarte mult să vă facem o întâlnire live, nu mai facem pe Zoom. Da, foarte drăguț. Deci acum, având în vedere și experiența mea și experiența ta, poți să îl pui și pe băiatul tău să facă o dată macaron, să te ajute. Dacă l-aș spune chiar i-ar face, dar deocamdată da. El ala, tu stai da. Acolo că mai bine. Să, da. Dar pentru cunoștințele lui, v-am zis, chiar le știe și când venea și îmi doream, venea și îmi spunea. Deci a fost foarte conștiincios el la fel de ca elev. Super, mă bucur. Și l-am mâncat și l-am văzut. E bine, e bine. Cel mai bine e când ai degustători. Spune-mi din toate cremele așa pe care le-ai încercat, tu ai vreuna preferată? Da, o am pe cea de caise care îmi place foarte mult. O am pe cea de mango care, la fel, v-am zis de la bun început de când am văzut-o, că am rămas impactată cu crema. Cea de brânză cu căpșuni, la fel, la fel și chiar a fost chiar cerută foarte mult. Cea de caramel, la fel, dar nu e ca să mă umor așa, eu, dar îmi place. Și mai am foarte multe încă de testat. Da, okay. Pentru că prietenii mei probează una și nu mai vor alta, dar eu le recomand. Hai să zic. Și acum de sărbători când o fi, o să încerc să fac mai multe ganajuri ca să le dau ca să vadă că într-adevăr sunt mai bune una față de alta și mai bune și mai bune, da. Și cea ultima cu nucă și ciocolată albă și whisky, chiar foarte bună. Chiar vreau să te întreb dacă ai vreo cerere așa în mod special pentru un sortiment de la prietenii tăi. Pe care vi le-am zis acum sunt mai căutate, cele mai căutate. Sunt top. Ok, super. Mă bucur. Mă bucur că primești feedback și reușești să faci și pentru alții, nu doar pentru familie. Până la urmă, e o satisfacție să primești feedback-ul lor. Da, foarte, foarte, da, da, da. Câteodată eu mai pun un mesaj și zic, da, ți-a plăcut? Da, măcar spune-mi, ți-au plăcut? Că când stau și aștept, chiar mă, nu știu, mă... Da, așa o senzație, zic, dar oare i-a plăcut, dar nu i-a plăcut? Da, da. Înainte, la început, era așa. Acum știu că am chiar încredere în mine și știu că nu are ce să nu iasă bine. Asta vreau să zic că și eu când aveam laboratorul, făceam torturi și prăjituri și mereu așteptam feedback și dacă nu venea, întrebam. Dar până la urmă, eu știam că lucrurile au mers bine, adică știam că sunt bune și că o să primesc un feedback pozitiv, dar... contează să-ți spună cineva că faci bine ce faci, practic îți dă așa impulsul să mergi mai departe. Da, te încurajează foarte mult, foarte mult te încurajează să spună că da, într-adevăr, sunt foarte bune. Deci eu accept și rele și bune, deși critice și pentru că dacă mă critică, eu încerc să fac mai bine decât am făcut până atunci. Adică asta sunt. Dar mai bine să-mi spui decât să nu spui, să zic, a, e bun.
și într-adevăr poate că nu e bun. Eu am încredere în gustul tău, mai ales că ai spus că ai lucrat și în domeniul în bucătărie atâția ani. Deci gustul sunt sigură că l-ai format și contează foarte mult să știi ce e bun și să ai un gust echilibrat să oferi și, și altora. La asta nu, gustul pe mine niciodată nu m-a faiat, niciodată l-am făcut. Da. Zis, dar pentru noi, al meu mereu spune, dar nu mai sta așa, că chiar l-ai făcut bun, dar fiecare după gustul lui. Zic, nu, trebuie să spune, dacă până seara nu mi se spune, trebuie să pun a doua zi mesaj să întreb. Intri în panică. Da, pentru că nu știu, asta era la început, nu puteam să dorm cum trebuie. Zic, da, dacă nu a ieșit bun și nu le-a plăcut așa, zic, da, măcar să-mi spună că eu încerc să fac mai bine. Mm-hmm. V-am zis, era prima oară care nu știam, nu-i probasem și chiar am făcut o probă, după ce ați făcut un videoclip cu macaronșii, de cumpărat și cei de casă, m-am dus și eu și am cumpărat. Și am cumpărat de la fiecare, am cumpărat în trei părți, ca să văd într-adevăr care e diferența între al meu și cel de comerț. Și nu are... Cel de casă este cel mai bun. Cei de comerț, când îi mănânci și bagi din gură și îi mesici, așa zici că e din gumă de mesecat. Da. Bine, eu am avut experiența cu ei foarte tari și nici nu am putut să mușc din el. Adică a trebuit să-l rup, să... Nu, chiar am avut curiozitatea de a-i proba, de a vedea. Eu v-am zis până la cursul acesta, eu nu am probat și nu știam. Erau biscuiți în plus cu cremă. Nici nu știam ce cremă măcar. E bine să faci asta totuși, să testezi, pentru că poți să le explici și altora diferențele până la urmă, chiar înainte să-i deguste. De multe ori chiar nu se apreciază prețul lor. De multe ori ai neplăcerea de a discuta pe preț, pentru că oamenii, într-adevăr, nu vor să plătească calitatea. Și de multe ori am zis, am avut neplăceri foarte mari în baza prețurilor, dar fiecare, dacă vrei să mănânci ceva bun, plătești. Dacă nu, te duci de la Mercadona, cum e la noi aici, la 1,75 € și mănânci gumă de mestecat. Da, corect. Asta e bine, să explici care e procesul, ce ingrediente folosești. Foarte, foarte importantă diferența asta și până la urmă oamenii n-au de unde să știe dacă noi nu le explicăm. Da. Până la urmă... Eu le explic deci eu nici nu muncesc degeaba, eu am zis întotdeauna. Eu degeaba, ca să nu o să stau atâtea ore în bucătărie, nu o să mă duc, pentru că munca, timpul și toate costă. La urma urmei, cine vor într-adevăr să mă probeze calitate, trebuie să plătească, adică părerea mea. Eu niciodată nu o să cobor prețul la munca mea ca să satisfac o persoană. Nu. Eu cred că tu trebuie să te valorezi pentru ceea ce știi, pentru ceea ce faci și munca ta, într-adevăr. Și până la urmă, timpul investit să ajungi la nivelul la care ai ajuns. Da. Nu. Da. Și asta contează. Foarte importante, da. Pentru că acolo de multe ori lumea întreabă și fiecare își dă cu părerea și eu nu știu, eu nu prea mă bag așa să... Nu e felul meu să mă bat să comentez, ați văzut că nu... Eu stau mai la o parte. Nu, am văzut, am citit, dacă a fost ceva, de exemplu, v-am întrebat cu o cremă cu un ganaș de Oreo și chiar a fost foarte bun tortul care l-am făcut de Oreo. Deci mi-a spus, încearcă și vezi, l-am încercat și a fost chiar foarte bun. Deci chiar am primit multe laude și mai mi s-au cerut. Dar nu știu, nu sunt eu omul, persoana să intru să dau un curs comentariilor sau nu știu, chiar dacă nu mă vedeți activ în grup sau... Da, am înțeles. Am văzut că tu mai postezi din când în când poze cu macaroni și tăi. Da. Și chiar sunt foarte frumoși și mă bucur. Dar trebuie să mai lucrez, dacă n-am timp la poze, trebuie să mai muncesc la poze. Să-ți faci timp să faci și poze. Poze care să-i pună în valoare până la urmă. Într-adevăr, dar v-am zis, timpul meu nu prea a fost. Acum mai am timp, dar până acum timp nu prea am avut. Și dacă nu am timp, chiar o să-mi fac casă, fac poze frumoase, mai elegante. Super.
Eu sunt bucuroasă cu ce fac, cu ce fac eu, cu ce pot eu, datorită dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult. Eu îți mulțumesc. Chiar sunt bucuroasă de tot ce am realizat într-un an de zile. Super, mă bucur. Mă bucur pentru tine și pentru că duci mai departe, practic, macaron și dai și altora să vadă ce înseamnă un macaron adevărat. Da, dar într-adevăr, foarte, foarte, deci foarte, nu că s-ai mei, nu că îi fac eu, dar foarte multe laude au luat. Foarte multe laude. Au fost de la persoane care chiar nu, într-adevăr, nu mă așteptam. Deci, am fost, chiar stăteam când am dus prima oară să mă dau și eu mare, că fac macaron și era... Și când i-am dus, stăteam așa cu inima, aveam inima aici, zic, dacă nu-i bun. Având în vedere că țara lor era de macaronși, zic, dacă nu e, dacă nu este ca ei. Și chiar am luat foarte, foarte multe aprecieri, foarte multe la ei. Super, mă bucur. Oricum, primul pas este să-i guști tu și apoi să-i dai mai departe și-ți convinsă că tu știai că sunt deja buni. Da, dar asta e important. Erau buni, v-am zis că dacă nu vedeam când ați făcut live-ul, și chiar nu aveam intenția să mă duc să iau, să probez. V-am zis, n-am probat. Dar ce am făcut eu și atât, dar nu ia. Și m-am dus și am probat într-adevăr și eu din alte părți, ca să văd într-adevăr cum este, pentru că și chiar nu am nimic de a face una cu cealaltă. Da, super, mă bucur. Și merită, într-adevăr, cursul dumneavoastră, chiar merită toți banii. Am meritat toți banii. Mă bucur și mă bucur că ai avut evoluția asta și că faci în continuare, că n-ai renunțat la macaron, deși faci așa. Numai că n-am timp ca să fac poze. Îi fac pentru casă. E mai bine și așa, e bine și așa. Să reușești să-i faci până la urmă, să-ți aducă și ție o bucurie și o satisfacție că ai învățat să-i faci și ai cerere pentru ei și oamenii... sunt dispus să plătească munca până la urmă. Da, de multe ori îmi spune, eu îți cumpăr produsele, dar tu să-i faci. Da, am primit, da, foarte multe, foarte multe. Super. Adică am primit chiar de la oameni, adică după câte am înțeles și am mai citit și eu și am mai studiat, macaronsul vine din Franța, nu? Adică așa eu ce-am citit. Italia și Franța și se luptă aici, dar în Franța sunt recunoscuți. Mai mult de acolo vine, pentru că de multe ori eu lucram la Italia. Se băteau. Și nu că ăla mai bun că l-a zis. Bun, ăsta e de România. Zic, nu-i nici de Italia, nici de Franța. E româncă. Chiar am avut, v-am zis, foarte multe laude și aprecii. Și la cine am spus că am făcut un curs, într-adevăr, online. Și am pe care am mai făcut la cursuri, care mai fac cursuri. Și le spun, într-adevăr, că... Și asta nu am încredere. Nu, mai bine să duc la un curs, să fie acolo față în față, să vadă cum se face. Dar se poate și la distanță, dar ție mereu cum un profesor ca dumneavoastră așa foarte bun, foarte îndrumător, foarte cald, foarte dulce când ne explicați. Și să fie acolo pentru noi când avem nevoie, deci de o întrebare, de o greșeală, care într-adevăr sunt foarte multe greșeli care le facem. Vezi, până la urmă online ne-a dat posibilitatea să ne cunoaștem, deși tu ești din România, dar trăiești în altă țară. Și dacă nu exista online, nu ne-am fi cunoscut niciodată. Da, și... adevărul că așa este, da. Și uite și încrederea, dar nu mereu, v-am zis, nu mereu, pentru că am cunoștințe care într-adevăr au ieșit urât într-un curs online, dar asta nu înseamnă că toate trebuie să iasă la fel. Corect. Da. Așa e. Dar asta e importantă experiența fiecăruia și... Da, și mai ales acum, după pandemie, toate cursurile s-au făcut online. Desigur, s-au făcut online. Nu a fost să mai te duci la școală, să... Chiar mi-aș fi dorită, uite, de exemplu, văd foarte multe cursuri în București care se fac de prăjituri, de totul. Și chiar mi-aș fi dorită să ajung la un curs, într-adevăr, să fac. Da. Dar deocamdată fac ce știu eu. Așa, e foarte bine ce faci. Poate când revii în România să ne vedem și live și să facem împreună macaron. Da, chiar v-am zis, chiar îmi doresc foarte mult, chiar îmi doresc foarte mult să vă cunosc. Da, și eu trebuie să ajung la Oltenița să văd mama, poate ajung și la dumneavoastră, la București. Da.
Te aștept, sigur. Mersi mult de tot, Mioara. Vreau să-ți mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi și că ai fost deschisă să povestești din experiența ta. Și îți doresc mult succes în continuare cu tot ce faci și să-ți împlinești visurile de care am mai vorbit noi. Da, când revin în România, să iasă așa cum vrei tu și să mergi mai departe cu pasiunea ta. Voi și eu vă mulțumesc foarte mult și mi-a părut foarte bine să vă revăd după un an de zile, chiar dacă am mai vorbit pe chat. Dar pare foarte bine. Vă mulțumesc. Eu mulțumesc. Numai bine. La revedere.